Sigur că pentru unii a apărut, sau mă rog, li s-a apărut ca fiind o surpriză convocarea mea pentru o întâlnire cu un candidat tânăr și de viitor la președinția României și prin asta mi-am dezvăluit apartenența la un nou partid care se vrea o alternativă la politica sau la partidele politice care au reușit să ducă țara în haosul de astăzi, în 30 de ani. Nu trebuie să fie de mirare, eu, așa cum știți, am plecat din UNPR în martie, n-am mai făcut nimic, am încercat să construiesc un nou partid, așa cum mi-am dorit dintotdeauna, un partid al patrioților, un partid pentru care suveranitatea națională și dragostea de țară și de națiune e mai presus decât orice. Sigur că în perioada în care am încercat să fac partidul, m-am întâlnit în același loc, adică la Tribunalul București, cu Cătălin Ivan, pe care îl cunoșteam de mult timp, de când am fost și eu prin PSD până m-a dat Ilie Sârbu afară. Și am ajuns la concluzia că amândoi vrem să facem același lucru. Și ca atare ne-am unit forțelor și am creat acest partid. El e fondat în acte de Cătălin Ivan, care este azi în fața dumneavoastră și care nu dorește altceva, și el a fost în PSD și l-au dat deoparte pentru că nu le-a convenit poziția pe care o avea față de problemele reale ale României, așa cum nici pe mine nu m-au acceptat cu poziția asemănătoare. Prima, de ce ADN, de ce această candidatură? Și apoi pași concreți pe care i-am făcut după incidentele de la depunerea semnăturilor la biroul electoral central acum aproape 2 săptămâni. În prima parte, despre ADN. ADN înseamnă alternativa pentru demnitatea națională. În primul rând, alternativă, pentru că ne dorim să fim alternativă la actuala clasă politică, să facem altfel politică atât în interior cât și în exterior, mult mai transparent, cu oameni foarte bine pregătiți, având ca principiu important de bază al funcționării noastre, performanța. Selecția în interiorul ADN se face pe bază de performanță, de competențe, meritocrația va sta la baza activității ADN, apoi demnitatea națională ca sumă a demnităților individuale. ADN este un partid suveranist, pro-european, care luptă pentru identitatea națională, pentru protejarea, conservarea și promovarea identității naționale în Europa. Ne dorim ca această construcție europeană să fie o construcție puternică, dar ea nu poate să fie puternică decât dacă noi suntem puternici la noi acasă. Dacă fiecare stat membru este puternic, milităm pentru protejarea valorilor naționale, culturii naționale, recuperarea istoriei naționale și sigur este și un partid conservator pentru că milităm pentru valorile creștine, pentru familie. De aici încolo toate mesajele noastre, toate acțiunile noastre vor fi în această direcție. Este azimutul acestei mișcări politice. Veți vedea că nu vom oscila niciun milimetru în stânga sau în dreapta. În ADN au intrat oameni care își iubesc țara, care vor să trăiască în această țară, care își vor copiii, nepoții în România, care cred că România are toate aturile din lume pentru a fi o țară puternică și demnă în Europa. Legat de campania aceasta prezidențială, ea se numește Ivan 24, pe de o parte pentru că este un angajament al nostru ca 24 de ore din 24 până în 2024 să acționăm cu toată energia, cu toate resursele de care dispunem pentru a pune pe agenda publică teme importante pentru români,
teme care nu se discută în acest moment, de la distrugerea industriei românești, de la depopularea țării, faptul că până la sfârșitul acestui secol noi nu vom mai fi în România, deci până în 2090 sau 2100 cel mult, nu se vor mai naște români. Faptul că la 1000 de nașteri în România astăzi avem 1000 de avorturi, faptul că s-au născut mai mulți copii în familii de români în diaspora anul trecut decât s-au născut în România, punem în această campanie electorală, dar și în campaniile viitoare și permanent vom aduce în dezbaterea publică temele importante. Uitați-vă cât de sterilă este astăzi campania electorală. Vorbim despre campania lui Klaus Iohannis, președinte în funcție, care a câștigat primul mandat cu România lucrului bine făcut, dacă mi-aduc bine aminte. Pentru Klaus Iohannis, lucrul bine făcut înseamnă să nu faci nimic. 5 ani de zile a stat, a petrecut la Miami, din vacanță în vacanță a venit și a mai făcut câte o conferință de presă pe la Cotroceni și cam atât. După România lucrului bine făcut sau România statului degeaba, acum Klaus Iohannis vine și ne vorbește despre România normală. De parcă n-am trăit într-o țară normală și vine Klaus Iohannis să facă din România o țară normală. Ca și cum am fi anormal astăzi în România și avem nevoie de Klaus Iohannis să ne aducă la normalitate. De Viorica Dăncilă aș vorbi o săptămână, dar impostura în care se află este evidentă. Ea n-avea ce să caute nicăieri pe unde a fost. Nici în Parlamentul European, nici la Palatul Victoria, nici la PSD în funcția pe care o ocupă, cu atât mai puțin candidat la președinție. Dar uitați-vă la campania pe care o duc cei de la USR, Fericiți în România. Este cel puțin surprinzător, pentru că după ce au militat pentru legalizarea căsătoriilor homosexuale, mie mi se pare că aceasta este o campanie mascată pentru legalizarea drogurilor ușoare. Nu văd cum ai putea să fii fericit astăzi în România cu toate problemele pe care le avem. Doar cei de la USR au găsit cheia și dacă au găsit-o, această soluție să ne-o dea și nouă, tuturor celorlalți. În condițiile în care România este depopulată efectiv, fug din calea sărăciei milioane de români, familii destrămate, copii rămași cu bunicii, fabrici închise, șomaj, școli închise, spitale fără condiții minime de funcționare. În aceste condiții tu să spui că ești fericit în România, pe de o parte invidiez, pe de altă parte mă îngrijorează pentru că acești oameni vor să conducă România în continuare. Deci, campania noastră este o campanie bazată pe problemele reale ale românilor. Vom propune soluții reale la aceste probleme. O campanie care începe acum, dar care va continua la localele de anul viitor, parlamentarele de anul viitor și vom ține acest ritm până în 2024, când noi credem că e un moment oportun de resetare a clasei politice. În 2024 le vom avea pe toate în același an. Alegerile locale, alegerile pentru Parlamentul European, alegerile parlamentare și alegerile prezidențiale. ADN se pregătește pentru acel an ca să reseteze clasa politică. Legat de plângerea penală pe care am depus-o astăzi împotriva membrilor Biroului Electoral Central. La depunerea semnăturilor a avut loc un abuz imens împotriva tuturor celor care nu fac parte din această ocultă care s-a refugiat în Parlament. Astăzi, în România, dacă nu faci parte din partidele parlamentare, nu ai nicio șansă nici să candidezi, nici să-ți duci o campanie într-un mod civilizat, nici să îi încurci în vreun fel. Legislația este făcută în așa fel, instituțiile statului lucrează în așa fel încât nimeni să nu-i deranjeze pe cei care sunt acum în Parlamentul României. Uitați-vă că dacă noi toți ceilalți trebuie să susținem o campanie electorală din banii noștri, din ce reușim să strângem noi ca fonduri de campanie, toate partidele parlamentare au bani publici. Noi, de aici de la masă, dumneavoastră, cei de acasă, contribuim la campania lui Iohannis, la campania lui Viorica Dăncilă, la campania lui Barna, cu zeci de milioane de euro. Ei fac campanie din bani publici și apoi și mai și decontează. După ce se încheie campania, banii cheltuiți în campanie și iau înapoi.
Deci ei fac campanie de zeci de milioane de euro din bani publici, noi toți ceilalți trebuie să facem campanie din banii pe care reușim să-i adunăm de la prieteni, cunoscuți, familie, oameni pe care reușim să-i convingem de cauza noastră. Nu întâmplător, România a fost pavată, efectiv îngropată în aceste zile cu meșuri, panouri stradale, cu candidații partidelor parlamentare. Nu i-ați văzut pe garduri, pe blocuri sau pe panouri decât pe Iohannis, Tăncilă, Barna și Paleologu. Aceștia sunt reprezentanții ocultei despre care vă vorbim. La Biroul Electoral Central s-a văzut foarte clar cum această instituție a funcționat în avantajul lor și această instituție a făcut absolut tot ce i-a stat în putere ca să nu lase alți candidați să participe la campania electorală. Le-au încurcat cei de la Curtea Constituțională acest plan prin decizia pe care au dat-o în cazul lui Cataramă, dar a fost evident, am stat 10 ore, nu mi s-a întâmplat niciodată, fac politică de 15 ani, am stat 10 ore în sediul Biroului Electoral Central ca să lupt pentru fiecare semnătură a noastră. Au venit evaluatori sau persoane din cadrul autorității electorale permanente, veneau cu dosarul nostru cu câte 5.000 de semnături și spuneau că nu sunt bune, că sunt copii Xerox. Și le luam la mână de față cu cei care înregistrau datele în calculator și se dovedea că nu era nici măcar o foaie Xerox. Este rea intenție evident, este comandă politică în cel mai pur sens al cuvântului, iar scuza doamnei respective era că trebuie să schimbe ochelarii. Atâta superficialitate, atâta ignoranță și atâta reavoință din partea unora, dar pe de altă parte atâta cinism din partea celor care au toate pârghiile în statul român ca să ducă o campanie corectă și totuși se tem de cei care sunt la început de drum, cum este ADN-ul în acest moment, e clar că nu poate să rămână nepedepsite. Din acest motiv am depus plângere penală pentru abuz în serviciu și pentru discriminare împotriva tuturor membrilor Biroului Electoral Central și pentru că acolo sunt și judecători, am sesizat și CSM-ul. Iar ca să fim toți egali în fața legii, protejații Biroului Electoral Central au parte și ei de o sesizare penală în oglindă cu sesizarea penală pe care a făcut-o Biroul Electoral Central împotriva noastră, astfel încât, începând de astăzi, vor fi verificate cele 2,2 milioane de semnături ale lui Klaus Iohannis, cele 1,43 milioane de semnături ale Vioricăi Dăncilă și toți ceilalți câte semnături au depus. Eu aș pune pariu cu dumneavoastră că dacă vor fi verificate semnătură cu semnătură, Klaus Iohannis nu face 200.000 de semnături strânse real pentru această candidatură. La fel aș pune pariu și în cazul Vioricăi Dăncilă, e o situație pe care o știu mai bine, pentru că am activat în acel partid. Deci eu zic că începând de astăzi, toți cei 14 candidați trebuie să beneficieze de același tratament din partea instituțiilor statului. Am creat premisele prin această plângere penală și sesizare penală ca actuala campanie electorală să plece de la zero, să fim toți egali la start. Va trebui totuși să amendăm această lege a finanțării partidelor politice, pentru că este inadmisibil ca 3, 4, 5 partide să beneficieze de 10 de milioane de euro pentru campanie electorală, bani pe care și recuperează, iar toți ceilalți să facă din buzunarul propriu, din buzunarul familiei, campanie electorală. Asta nu este nici democrație și garantat nu este nici constituțional. Dar această campanie va fi dusă așa cum prevede legea astăzi, dar noi cei de la ADN ne angajăm ca pe viitor să punem ordine în legislația din România, să sesizăm instituțiile statului și să amendăm toate legile care împiedică actul democratic al alegerilor în România. Eu mi-am exprimat punctul de vedere legat de moțiunea de cenzură. Nu cred că această moțiune de cenzură are vreo legătură cu România sau cu românii. Este doar o răfuială electorală și este regretabil că România este aruncată într-o criză politică doar dintr-un calcul cinic electoral. Am spus încă de la început că Viorica Dăncilă n-avea ce să caute premier, că acest guvern e poate cel mai prost guvern din istoria României.
dar de aici și până la a arunca România într-o criză politică doar pentru că ești în lipsă de argumente, eu nu văd din partea lui Klaus Iohannis vreo viziune pentru România, sau din partea lui Barna, sau din partea celor care vor să depună această moțiune. Spun doar că Dăncilă e rău, e rea. Păi dar nu Dăncilă era și când a numit-o Klaus Iohannis fără să ezite premier? Vă aduceți aminte că nașul acestui guvern este Klaus Iohannis. N-a avut nicio ezitare în acel moment, pentru că atunci calculul politic, cinic, așa cum ne-a obișnuit Klaus Iohannis, îi dădea că e bine pentru el ca guvernul României să fie un guvern slab. Pe înțelegere cu Liviu Dragnea, care avea alte interese atunci, dar Viorica Dăncilă n-a ajungea niciodată premier dacă nu era Klaus Iohannis care să o accepte fără nici cea mai mică ezitare. Însă, de acolo și până astăzi, când discutăm, în loc să discutăm despre problemele reale ale românilor, în loc să discutăm despre ce soluții au candidații la cea mai înaltă funcție în stat pentru români și pentru România, noi discutăm despre cine și câți parlamentari cumpără dintr-o parte într-alta. Asistăm la un târg de parlamentari, se vând și se cumpără deputați și senatori, iarăși în dispreț total față de principiile democratice care ar trebui să stea la baza funcționării statului. Și dorința președintelui și, mă rog, a partidelor de opoziție de a trece această moțiune va conduce la un haos și mai mare. Pentru că, să presupunem că trece moțiunea, să presupunem că una e lista semnată și alta e votul. Vom intra într-o criză și mai mare, pentru că va trebui să pună un alt guvern. În perioada campaniei prezidențiale e imposibil să faci acest lucru. Termenul din Constituție e 60 de zile. În 60 de zile trebuie să pice de două ori propunerea lui Iohannis și să ajungem la alegeri anticipate. Acest lucru nu se va întâmpla, că niciodată în istoria politică românească nu s-a întâmplat ca parlamentarii care trăiesc bine la București și nu fac nimic, să nu voteze și a doua oară să ducă acasă să mai candideze o dată. Exclus că se ducă acasă să mai candideze. Și vor pune unul tot ca Cioloș. Va aduce domnul, dacă nu aduce pe Monica Macovei, că e mai frumoasă. Îl pune pe Cioloș care, dau un exemplu, pune unul ca Cioloș și ăla, nu știu ce, atașat pe lângă Palatul Elisee, ca și Cioloș, nu? Și care va nenoroci țara și mai mult. Deci n-am făcut nimic. Rolul președintelui din Constituție este de mediator între puterile statului. În jurământul președintelui, lucru esențial este că jur să respect Constituția. Păi dacă tu nu respecti Constituția, ce pretenții ai să o respecte Dăncilă care nu știe să vorbească bine? Ce pretenții ai să respecte ceilalți, instituțiile statului, să lași instituțiile statului în interimat luni de zile, să se aleagă praful de ordinea publică din țara asta, să ajungem la cheremul unora și altora. Nu știu ce crede și cum poate să doarmă președintele României că a dus țara în haosul în care e. Eu vreau mâine să plece PSD-ul. Eu vreau să plece indiscutabil că și-a bătut joc de guvernarea asta. Și-a bătut joc. Nu trebuia să se apuce să modifice legile justiției care n-aveau, modificările lor n-au nicio valoare pentru poporul român. E modul cum schimbă ei pe cei care conduc instituțiile acestea din sistemul judiciar. N-a nicio treabă. În loc să se fie apucat în Parlament să aducă deciziile Curții Constituționale care au fost declarate care au declarat articole din codul penal și neconstituționale și care după 45 de zile au devenit caduce conform Constituției, s-au ocupat să facă tot felul de mânării care n-aveau niciun rost. Și uite așa, au schimbat trei guverne și au ajuns în situația în care Partidul Social Democrat, cu regret spun că și eu am fost membru și Cătălina a fost membru, va ajunge 10 ani în opoziție.
Vă spun eu astăzi că 10 ani va ajunge în opoziție. Problema este că schimbă dracu cu tasu, că nu o să fie mai bun Ludovic Orban niciodată. Nu o să mai fie mai bun Barna. Barna o să facă politica multinaționalilor, că de-aia el e aici. De-aia a venit el aici peste noapte, a apărut așa plutind. Așa că rău și o să fie și mai rău. Îmi pare rău să spun acest lucru, o să vedeți. Dacă rămâne Viorica Dăncilă, nu trece moțiunea, atunci rămânem cu rău ăsta până la capăt și cu un război continuu încă un an de zile între președinte și Viorica Dăncilă și țara se va scufunda și mai mult, se va îndatora și mai mult și uite așa vom ajunge să ne plângem de milă. Discutam cu experți în siguranță națională, în apărare națională și principala amenințare pentru România în acest moment este fix această luptă internă, român contra român, partide contra partide, instituții contra instituții. Această luptă reprezintă o mare amenințare la siguranța și securitatea țării noastre. Gândiți-vă că avem un președinte nu numai irresponsabil, dar el, ca și conducător al instituției președinției României, el în sine este o amenințare la siguranța României. Pentru că din cauza lui Klaus Iohannis, CSAT-ul nu se poate convoca. Dacă astăzi avem o situație în România și trebuie convocat CSAT-ul, el nu poate să funcționeze. Pentru că are membrii lipsă și pentru că acest președinte irresponsabil ține și alimentează un conflict între instituțiile statului și între partidele politice, duce România într-o criză care se accentuează din ce în ce mai mult, o criză politică, și în toată această perioadă, când pentru Klaus Iohannis sunt importante doar voturile pe care ar putea să le câștige, România este lipsită de apărare și de reacție împotriva unei amenințări care ar putea să vină de oriunde. Deci, nu știu cum cineva ar putea să mai voteze pentru încă 5 ani un om care a stat numai în vacanță la Miami. Eu și când vă mărturisesc, când mă uit la conferințele de presă și îl văd vorbind de acolo, eu nu mi-l pot imagina decât în șlapi, cu bermude și cu o cămașă înflorată din Miami. Adică e atât de relaxat și atât de bine o huzurește pe banii publici, încât nu e din peisaj. Românii au probleme. Țara trece printr-o situație foarte gravă. Nu poți să fii atât de relaxat. Nu poți să privești România doar din avion privat de lux. Am mai avut un președinte care ne spunea că singura soluție ca să te miști prin România este cu elicopterul. Se pare că am depășit faza elicopterului, acum suntem cu avionul privat. Câți dintre noi își permit avion privat? Noi am venit de la București până aici cu mașina. Este un chin. Chiar dacă este o bucată de autostradă de la Sibiu încoace, nu faci această distanță nici ușor și nici în timp puțin și nici măcar în siguranță pe străzile din România. Deci, atâta timp cât nu ne vom putea permite toți avioane private, eu cred că trebuie să votăm un președinte care să fie conectat la problemele reale ale românilor, care să-i pese de România, să stea mai mult în țară decât afară, să muncească pentru această țară 24 de ore din 24 până în 2024. Noi mâine ne întâlnim aici cu toate organizațiile din vestul țării, din centrul, nord-vestul și nord-estul țării. Avem 35 de organizații județene funcționale, dar ambiția noastră este ca până se încheie această campanie să activăm organizații în toate județele țării. Avem și pentru celelalte soluții, dar nu putem spune că sunt organizații funcționale. Deci în acest moment ADN, ca structură în teritoriu, are 35 de organizații județene care funcționează. Puterniciți, împuterniciți, că nu se pot face decât prin conferințe, prin adunarea generală, în cazul nostru, care nu poate fi făcută decât după o perioadă de timp când ajunge la un anumit nivel de membri. Că dacă suntem la început, suntem după 2 luni de zile de funcționare. Noi am lansat candidatura la președinția domnului Ivan pentru că era normal să
profităm de acest moment în care să expunem punctul de vedere, să fie cunoscut că nu toată lumea citește, eu știu, presa asta, să uite la televizor, să uite la televizor tot timpul anului sau la emisiunile politice. Și era un prilej, dar noi suntem în faza de construcție. Singurul criteriu după care noi evaluăm și membrii ADN-ului promovează și își asumă responsabilități în interiorul partidului este performanța. Acest principiu al meritocrației este foarte important. De aceea, pe perioada asta în care ne aflăm, până când se încheie campania electorală, fiecare președinte de organizație județeană are un mandat stabilit de echipa centrală. Am căzut de acord cu fiecare în parte care este mandatul pe județul respectiv, pe organizația respectivă și vom evalua după campania electorală performanța fiecăruia. Urmând ca ulterior să facem și acele conferințe județene de alegeri și să pregătim alegerile locale și parlamentare de anul viitor. Dar performanța este cea mai importantă și mandatul pe care fiecare și-l ia pentru această perioadă. Poziția este una foarte clară, transparentă și simplă. Am prezentat valorile noastre, obiectivele noastre, temele importante pentru care milităm, care e direcția în care mergem. Cine vrea să vină alături de noi pe această direcție, pe acest mod de lucru, poate să vină, ușa este deschisă cu o singură condiție. Să nu aibă, de fapt, câteva condiții care țin de integritate, să nu aibă probleme penale, să nu aibă probleme de imagine în comunitate, moralitatea să nu fie pusă sub semnul întrebării, lucruri care țin de o minimă, condiții minimale pentru cineva care vrea să-și asume o activitate publică, o responsabilitate publică. Deci, pe lângă atașamentul față de valori, principii, proiectul în programul nostru politic, modul nostru de lucru, nu vom accepta niciodată membrii care să aibă probleme în justiție și care să aducă imagine proastă construcției. Pentru noi, ideea de alternativă, acest concept, nu întâmplător ne numim ADN, alternativa pentru demnitate națională, e cel mai ușor de compromis. Ideea de alternativă este foarte ușor de compromis, iar pentru noi este extrem de importantă. Vom avea grijă ca această alternativă să existe în mod real. Românii care caută o alternativă la actuala clasă politică, cu toată încrederea să poată să voteze ADN. Când o să vă putem da cifre mai puternice, când o să vorbească lumea despre acest partid mai mult, atunci sigur și conferințele noastre vor fi mai aprinse. Eu, dacă cumva ajung mesajele, ultimul mesaj, chem lângă noi pe toți românii care sunt patrioți. Indiferent ce au făcut în viața lor, ce sunt, dacă sunt patrioți și nu au probleme de integritate, trebuie să vină să ne apărăm. Să ne apărăm țara, să ne apărăm demnitatea, să ne apărăm identitatea națională.